Zilele trecute am discutat cu niște reprezentanți Nespresso și mi-a povestit puțin despre unul dintre cele mai noi produse pe care le-au făcut ei. Și nu mă refer la cafea, ci la produse care te ajută să-ți faci o cafea mai bună. El arată cam așa. E foarte mic, nu ocupă mult spațiu în bucătărie, ceea ce e foarte tare. Și, mă rog, practic e făcut din două componente, chestia asta face toată magia, iar aici îți pui tu mixul. Ce se întâmplă de fapt aici? Dispozitivul ăsta, cu totul, mă rog, te poate ajuta să îți faci cappuccino, să-ți faci cafea cu ciocolată, să-ți faci cafea cu gheață. Adică, e un aparat care face spumă de lapte în primul rând. Spuma de lapte, știi, ca să faci cappuccino, practic peste cafea pui lapte, spumă, și ăsta te ajută să faci chestia asta. Dar pe lângă spumă de lapte poți să pui în el bucăți de ciocolată, adică tablete de ciocolată pe care le amesteci cu lapte sau cu apă sau cu cafea și îți faci o cafea cu ciocolată direct. El se încălzește sau se răcește în funcție de rețeta pe care vrei tu să o faci și asta te ajută să îți faci cafeaua mai diferit. Aparatul folosește un sistem din ăsta de inducție magnetică. Practic chestia asta se învârte cu ajutorul unor magneți, ceea ce mi se pare foarte tare pentru că nu ai dispozitive mobile, adică lucruri care să trebuiască prinse într-un anumit fel pe aici, să ai grijă să nu se strice vreun motoraj sau vreo chestie de genul ăsta, super ingenios din punctul ăsta de vedere. Practic tot ce ai tu de făcut e să-ți pui aici ingredientele pe care le ai de pus pentru un mix, îl lași să-și facă treaba și la final ai o cafea diferită. În cutie ai și această carte de rețete. Cartea de rețete îți explică cam cum poți tu să faci mixurile de cafea. Ce mixuri de cafea poți să faci? Cum se face ușor ciocolată caldă folosind barista de la Nespresso? Păi, uite așa. Pui niște ciocolată neagră. Poți pune în bucăți mai mari sau mai mici. Rupem puțin. Cam așa. Pui niște lapte. Cu grijă. Eu pun mai mult că vreau să fie totuși dulceag așa. Bun. Pui cana asta aici. Hop. Pui capacul. Hop. Și selectezi de aici. Salut, hai noroc. Zim, ciocolată caldă, e chiar prima. Start. Și acum aștepți. Observă doar cât de silențios e, în timp ce el încălzește aici ciocolata și laptele și le face așa o chestie omogenă. Revenim la final. A prins viteză, deci e pe terminată bătura noastră. Și mai mare viteză. Finalizat. Super! Iar acum luăm capacul cu grijă, mai greu puțin rămâne. Hop. Luăm această ca să nu încurce. Hop. Așa. Un pahar și gata. Ciocolata noastră este încă o chestie interesantă pe care o are e aplicația mobilă. Există aplicația Nespresso, pe care o să o deschid imediat. Se conectează la acest aparat. Și aici tu ai rețetele salvate deja în aparat, pentru că pentru fiecare tip de băutură în parte, aparatul știe ce are de făcut. Adică dacă îți faci ciocolată caldă, folosești o anumită temperatură și se învârte cu o anumită viteză și un anumit timp. Pentru latte art, spre exemplu, folosește altceva pentru că acolo trebuie să fie mai aerată băutura. Și practic aici o listă de rețete care sunt presetate în aparat, dar aici la descoperiți mai și alte rețete pe care ți le recomandă ei. Și practic
Nu știu, dacă tu știi că nu faci niciodată, ce să zic, că nu faci niciodată Baby Chino, spre exemplu, dacă știi că nu faci niciodată, o scoți de pe listă, dați pui tu altceva ce consideri că e relevant. Nu știu, afogat-o, să zic. Habar n-am. Altă parte mișto la aplicație e că poți să vezi exact cum să faci lucrurile. Hai să mergem pe ciocolată caldă, spre exemplu, și uite, zice așa. Durează 3 minute pentru o persoană, nu știu ce, și că e băutură fierbinte și ce trebuie să faci. Ingrediente, ciocolată neagră, 3 bucăți, exact ce scria și în carte, numai că acum le ai în telefon și e mult mai simplu. Și te învață cum să creezi rețeta. Adaugi lapte, apoi așezi pătrățelele de ciocolată, închizi capacul, dai start și gata. That's it. Cam asta este aparatul barista de la Nespresso. Dacă vrei să citești mai multe despre el, găsești un link în descriere. Dacă ai întrebări, te rog să-mi spui și eu o să încerc să-ți răspund la ele. Din punctul meu de vedere, din ce am mai citit și ce am mai căutat în piață, este cel mai bun aparat pentru a face spumă de lapte și mai mult. Pentru că sunt aparate care îți fac doar spumă de lapte și e aparatul ăsta care face pe lângă spumă de lapte, îți face și ciocolată caldă, îți topește ciocolata, îți amestecă gheața dacă e nevoie, îți face practic o grămadă de alte rețete foarte ușor, cu efort minim din partea ta. Ăsta a fost episodul de azi, sper că te-am ajutat să înțelegi mai bine ce face și cum e acest dispozitiv și ne vedem cu următoarea ocazie, la următorul test de gadgeturi. Dacă nu te-ai abonat încă, poți face asta acum. Distribuie acest clip și cu prietenii tăi ca să vadă și ei aparatul și ne vedem pe aici.